Câte calorii are ciocolata? Ei bine, aici avem o ciocolată Milka de 100 de grame, care are, ia uitați urșii mei, 539 de calorii pe 100 de grame. Adică foarte, foarte mult. Are o densitate calorică foarte mare. Vă puteți totuși consuma ciocolată cu moderație dacă vă puteți încadra în 20 de grame pe zi. Pentru că uitați aici lângă, scrie că are 108 calorii. 20 de grame pe zi înseamnă aproximativ un rând, adică un rând, pentru că un rând are 3 căsuțe și ciocolata este împărțită în 5 rânduri. Dacă știți că puteți să vă încadrați într-un rând de ciocolată, adică în 20 de grame de ciocolată pe zi, puteți să consumați și să nu vă depășiți necesarul caloric, dar dacă știți că nu puteți să vă limitați decât la 20 de grame, sfatul meu este să renunțați de tot la ea până vă atingeți obiectivele și slăbiți. Pentru că este o combinație de zahăr cu grăsimi și este foarte, foarte bună la gust și este foarte greu să te limitezi decât la 20 de grame.